Iată că avem un telefon interesant. Domnul Mihai Bade este la telefon, patronul de la Regal București, care a avut pe Tavi Popescu, pe Drăgușin. Au ieșit campioni în 2015 cu Tavi Popescu și Drăgușin la Under 15. Bună ziua! Vă salut, domnul Badea! Și care este un fost campion de polo. Da. Salut, Andrei! Bună ziua! Salut, mulțumesc Mihai, de invitație, ziua. Dar aș vrea să fac o rectificare. N-am fost patronul acelui club, am fost președintele clubului. Președintele clubului. Paton era domnul Florică, prietenul meu. Ah, ok. Președintele clubului. Președintele clubului, da. Salut și toți invitații din studio. Pe foarte mulți mi-am văzut la televizor. Pe Andrei îl știu personal. Așa că... Nu o să-l mai invit pe Andrei, da? Dacă știți persoana, nu e nicio problemă. Andrei, vezi că a fost ultima emisiune. Dragul în meu, online. Să știi că deși a fost campion de polo, joacă fotbal foarte bine. Am jucat împreună mult timp da? Fotbal da, și da. Chiar e priceput. Da. Domnul Badea, vreau să vă întreb, îl cunoașteți bine pe Tavi Popescu? Am ajuns la un cas Tavi Popescu. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Eu chiar ieri am vorbit cu un coleg de-al noastră și îi spuneam că în momentul ăsta Tavi are nevoie de încredere, pentru că acest copil a mai trecut și la juniori prin această perioadă, dar noi cei de acolo din cadrul clubului, antrenorii, staff-ul, conducerea, am încercat, am vorbit cu el și i-am dat multă încredere. Da, a trecut și la... Peste. E interesant, povestiți-mi puțin, cum adică... Da. A trecut și la junior printr-o perioadă similară? Păi, nu tot timpul a avut meciuri extraordinare. Deci după ce a făcut trecerea la, să zic așa, juniorii mari, după ce au câștigat campionatul, a jucat la un an mai mare și nu a fost chiar o perioadă foarte bună atunci. Dar cu ajutorul nostru, asta vă spun, acest copil are nevoie de încredere. Și de ce spun asta că are nevoie de încredere? Gândiți-vă că acest copil este plecat de acasă de la vârsta de 11 ani. Asta departe de... Nu știu, a făcut foarte multe sacrificii, a dat de parte de ce cred că e cel mai important în perioada asta a copilăriei, de familie. Deci noi am încercat cumva să-i fim familie și copilul ăsta în momentul în care vede că îi dai încredere, îți dă totul. Vă spun că asta ar trebui să facă și cei de la FCSB, pentru că eu, din punctul meu de vedere, Tavi nu este un caz pierdut, pentru că foarte multă lume îmi spune chestia asta acum, dar eu nu cred așa ceva, pentru că talentul nu-i dea nimeni și eu zic că copilul ăsta e talentat. Doar că trece printr-o perioadă mai grea și eu zic că cei care sunt acolo la FCSB ar trebui să-l ajute să treacă. Dar cum adică la 11 ani a plecat de acasă? Păi el gândiți-vă că l-am adus de la Nucet, da? Mm-hmm. Și copilul stătea în cadrul căminului liceului unde învăța. Deci copilul ăsta a făcut sacrificii foarte mari. Deci gândiți-vă că el nu și-a mai văzut de la 11 ani și a văzut familia din când în când. Săptămânal când mergea acasă, la sfârșit de săptămână, dacă nu avea meci. A, și dormea la internat acolo, nu? Da, el a stat la căminul liceului sportiv unde și învăța, unde avea și școală. Aha, deci, am înțeles. Copilul ăsta a făcut niște sacrificii și aici vorbesc și de el și de Perianu și de Blănuță, pentru că toți au fost în aceeași echipă, toți au stat la același cămin. Deci cumva ar trebui să ne apropiem mai mult de ei, pentru că până la urmă sunt niște copii, că nu au o vârstă foarte înaintată, are 21 de ani Tavi. Și nu cred că este un caz pierdut. La vârsta de 21 de ani, din punctul meu de vedere, este un fotbalist destul de consacrat, pentru că are undeva la 150 de meciuri în Liga 1, are selecții la echipa națională de seniori, are selecții la echipa națională de tinere. Deci, cumva, ceva se întâmplă cu el și ajutorul nostru, al tuturor, ar putea să treacă peste lucrul ăsta. Mie mi-e greu să vorbesc pentru că mă doare. Vă dați seama, sunt și subiectiv. Îl știu de atâta timp, sunt legat de el și vreau să văd că merge bine. Asta e dorința mea. Dar este cum se tot vorbește, chiar am văzut și în studiouri s-a vorbit, sună jignitor, nu vreau să spun labil psihic, că sună jignitor. Este mai puțin puternic psihic? Este un tip emotiv? Cum e? Cum e? Da, nu neapărat că nu... Aici, da, stați ca să-mi găsesc și eu cuvintele, că n-aș vrea să... Da, dar nu labil, nu, că nu e, v-am zis clar, nu e, că n-avem... Nu, că sună, nu, sună și jignitor și nu e cazul. În momentul, că... Da, în momentul în care nu iese jocul, are o perioadă în asta în care, cum să zic, e mai mult stresat, să-i spun. De cădere, să-i spunem. Exact, o cădere de asta...
are nevoie de să-i dai încredere în momentele alea. În momentul în care nu iese jocul, asta, așa, pocește. Deci are o, are, o, are o cădere emoțională, nu? Despre asta e. Are o cădere emoțională. Nu mai are încredere în el, nu? A și dat o declarație în acest fel, acum vreo câteva săptămâni, am și văzut-o, am vorbit cu el, prin care spunea că nu are încredere în el, că nu știu ce, dar am văzut că și-a revenit în ultima perioadă. La, înțeleg că ați vorbit cu el și puțin l-a certat, din ce înțeleg. Eu l-am certat pentru că asta e o chestie pe care n-ar trebui să o spui, pentru că încrederea îți vine și de la tine, dar și de la cei din jur. Da, am înțeles. Este tipul de petrecăreț? Nu, niciodată. Deci nu este. N-am avut niciun fel de problemă cu el și stau de vorbă cu el și acum nu este tipul care merge în cluburi, nu este genul ăsta de fotbalist. Nu că ar fi ceva rău, că dacă ai merge în cluburi și ai juca pe teren... Da, da. Bine, nu știu, adică nu e, e cu manele, cu chestii de genul? Nu. Adică nu. Ce fel de tip e? Mai degrabă... Este un tip... La locul lui, un tip care, din câte știu eu, e foarte apropiat de prietena lui, își petrece timpul împreună cu ea, deci nu e, e un familist, să zic așa. E adică provine, e un băiat cu minte. El provine dintr-o familie cu oameni cu frica lui Dumnezeu, deci oamenii sunt 5 frați, are niște părinți foarte, foarte ok din punctul ăsta de vedere, familia este foarte ok, deci nu a învățat. Și crede, e credincios, e un om, un băiat cu frica lui Dumnezeu, crescut așa? Familia este. Otavi, mă gândesc că la vârsta asta, faptul că provin într-o astfel de familie și tu cred că ai gândești același lucru, știți? Deci ce trebuie să facă FCSB-ul sau ce trebuie să facă domnul Becali? Să-i dea încredere. Nu știu, aș prefera să nu vorbesc de ceea ce poate să facă domnul Becali, dar cei din statul FCSB-ului să-i dea încredere. Copilul ăsta are nevoie de încredere. În momentul în care îi dai încredere, o să vezi că ți-o răsplătește. Adică, știți că mai e o mare problemă de care spune toată lumea, că Stavi în ultima perioadă nu a pus fizic pe el mai nimic, dar el când a apărut în fotbalul românesc cred că era mult mai slăbus decât este acum și dacă vă aduceți aminte, a făcut niște meciuri extraordinare, de fapt a făcut un campionat extraordinar chiar în primul an. Și a dat goluri extraordinare. Exact, deci nu cred că asta e conformația lui, nu ai ce să-i faci. Sunt convins că ar trebui să mai... Dar dumneavoastră spuneți că e o discuție falsă asta, nu? Din punctul meu de vedere, da, este o discuție falsă. Și mai e un punct unde, iarăși, pentru un fotbalist, cred că este foarte important. Nu prea se accidentează. Deci la junior, Tavi, eu nu mi-aduc aminte să fi lipsit vreodată de pe terenul de fotbal la niciun meci. Și acum, în afară de acea accidentare minoră pe care a avut-o la echipa națională de seniori, nu mi-aduc aminte ca Tavi să fi lipsit din... Da, e deci important. Cred că este un tip care are vână pe el, numai că nu-l ajută conformația în momentul îi ăsta. Îi sapă la temelie, la psihic, declarațiile domnului Becali? Acum nu știu să vă spun, sunt convins că îl afectează, dar domnul Becali cred că cumva așa încearcă să-și motiveze de jucătorii și poate... Poate la Tavi nu merge asta. Eu zic că la Tavi nu prea merge asta, știți? Adică la Tavi mai e nevoie și de o vorbă bună, nu numai de critică. Dar nu sunt eu în măsură să dau sfaturi domnului Becali, pentru că... Deci, dumneavoastră, ce credeți? Tavi va ajunge mare fotbalist? Că mulți acum spun gata, s-a terminat. Ați văzut, știți foarte bine comentarii. Va ajunge fotbalist mare? Eu am mare încredere în el și sunt convins că îl va urma pe Radu. Asta e și dorința mea, pe Radu Drăgușin. Sunt convins. Băi da, pentru că l-ați avut și pe Radu Drăgușin și ia că-te-l pe Radu.